ultra răsfățată și total nepregătită și suntem vinovați. Aș vrea să te contrazic în două puncte. Doar în două? Doar în două, de la aceasta. Primul dintre ele este următorul. iPhone-ul și iPad-ul sunt, mă rog, Samsung Galaxy S3, ca să nu facă publicitate, este doar o partea vizibilă a paharului care pot fi viața lor. Există și alte lucruri care nu se pot suplini și cred că aici este, de fapt, problema părinților care înlocuiesc prin bunuri materiale ceea ce nu mai pot dărui din motive obiective pe plan emoțional și pe plan spiritual, sentimental. Eu m-am întors acum 7 zile din Cuba, din comunism, și vreau să spun nu că era mai bine înainte, asta știm toți că nu este adevărat, ci și că era foarte mult bine înainte. Era foarte mult bine pentru că exista o solidaritate împotriva unui adversar comun, care era politica. Dar confirmă ce am spus eu. Noi am crescut ca un soi de generație unită, da, împotriva unui adversar comun. Nu s-a reușit ca să transmite mai departe acest set de valori elementare. Eu fac parte nu din generația de creștinilor, ci din generația copiilor crescuți cu cheia de gât. Noi aveam pe scara de bloc unde am locuit într-un mic oraș de provincie, cred că eram 35-40 de copii. Ne jucam între blocuri, nu existau mașini, aveam interacțiuni unii cu alții, comunicam, nu aveam nevoie de iPhone și de iPad și pot să spun cu siguranță că nici iPhone-ul și nici iPad-ul nu te fac fericit și aici îți dau dreptate, cu siguranță nu te fac nici pregătit pentru viață. Aș vrea să-l întreb însă pe domnul Cioimaru, care a intrat într-un nemeritat cont de umbră, dacă câtă nevoie mai avem de familie? Mai ales pentru că, pun această întrebare, pentru că dumnealui este deocamdată necăsătorit. Mulțumesc, Andra, cel deocamdată. Este cuvânt esențial în faza respectivă. Mă gândeam că una întâmplare m-a pus așa aici ca să fie un fel de contrast. Nu faceți ca el, faceți ca ei. Ei sunt căsătoriți, copii, nu faceți ca... Deja am intrat în multe aspecte. M-am regăsit în câteva lucruri. Mă gândeam la generația părinților noștri. A fost o generație oarecum învinsă, dar sacrificiul lor a fost și un piedestal pentru generația noastră. Eu admir foarte mult generația, nu doar părinții mei, dar în general generația părinților noștri, pentru că au îndurat foarte, foarte multe lucruri și sacrificiul a fost nu doar un van, ci a fost ca un piedestal pentru noi, generația Revoluției, generația de după. Și nu pot să nu spun aici că am observat la primă vedere tragedia din multe familii rurale și nu ne putem da seama. Acum, ieri foarte mulți ziariști au, și oameni din societate, unii au achesat, unii au strâmbat din asta ceea ce a spus acel jurnalist britanic Clark, de la Top Gear, când a spus că România, Clarkson, are locuri foarte frumoase, dar are și locuri pe care și Iisus le-a fost grav de murdate. Mergeți în câteva state din Moldova, unde vor vizionare niște proiecte extraordinare și veți înțelege mult mai bine, inclusiv despre valoarea familiei. Dar, deși eu sunt cel necăsătorit aici, cred că totuși am trecut pe un aspect. Totuși, familia pleacă de la un el și de la o ea. Și ce se întâmplă în modernitate... Știu că vreau să mă contrazici. Doar, dacă nu de altceva, doar ca să mă contrazici, nu neapărat că ai altă părere. Nu, există o realitate de care nu putem face abstracție. Absolut. Și anume că o familie nu poate apărea decât de la un el și de la o ea. A, relații pot apărea în multe feluri și viața e complexă. Și noi știm asta. Francez nu văd de dreptate. Tocmai votat în Parlament. Ales relații. Bun. Revenim. Nouă românde. Bun. Problema care o văd eu și datorită de primul disciplinare și mă ales de interacțiunea cu oamenii este că foarte multe cupluri căsătorite sau care doresc să se căsători, practic nu mai au timp, parcă, pentru a trăi familia, pentru a trăi relația. Și eu cred că parte din problemă este faptul că noi ca societate, ca țară, nu generalizez, dar totuși majoritatea, nu absolutizez,
foarte mulți oameni consideră că ideea de succes este legată de o anumită combinație între carieră, bani, notorietate. Și lucrurile astea tind să ia așa de mult energie și timp din cele 24 de ore, încât numai energia, răbdarea, pasiunea, să asculți pe cineva, să investești în altcineva, da, voi să crești copiii și să te ocupi de ei. Și atunci este o tendință spre a trăi spre lucrurile mai comode, relațiile care, ca și în alte domenii, cu investiție mai mică, îți primești un răspuns mai rapid. În alte lucruri poate să meargă această abordare, dar în privința familiei nu dă rezultate. Un copil nu se va naște în 3 luni. Nu se va naște în 3 luni și va fi nevoie de mai mult. Eu am o vorbă cu prieteni, am foarte mulți prieteni în jurul meu, în grupul meu, care au copii și atunci când se naște un copil, de obicei mă gândesc și le spun, e ok, primii 25 de ani sunt mai grei, după aceea te obișnuiești. Și cei care au copii știu la ce mă refer. Și asta aș vedea marea provocare. Dacă nu e rost să ai o carieră, nu e rost să faci bani, vorbim despre asta și în a doua sesiune, dar dacă lucrurile astea ajung să-ți răspească timpul și energia, încât nu mai poți să investești într-o relație. Și mulți de familie, nu vor refer doar la familia nucleară imediat, soț, soție și copii, dar cu părinții, cu bunicii, cu nepoate. Eu am crescut o astfel de familie. Am 30 și ceva de verișori și asta mi-a îmbogățit viața. Am crescut și cu vecinii de scară. Realiez, chiar cu Andreea Marie mi-a fost vecină de scară și toată viața să amintesc cum nu schimbă subiectul, dar oricum nimic nu se poate, că jucam 9 pietre. Acum tu spuneai că nu aduce fericirea un iPhone sau un iPad, deși cam face nefericiți pe copiii care nu au iPhone și iPad, dar acel tip de relații, când întâlneai cu bicicleta, cu verișorii mei, când jucam 9 pietre cu vecinii de bloc și la Olimpiada din 80 și 84, mai ales în 84, încercam și noi să facem propria Olimpiadă de gimnastic copii în fața blocului, nu va înlocui niciun joc, indiferent de grafică sau interacțiune. Dar pentru asta, inclusiv părinții, trebuie să aibă șansa să ofere puțin mai mult timp copiilor. Aș completa aici, dacă îmi dai voie, Andrei. Există un american care locuiește în Cluj, se numește Sam cel Român, îl găsiți pe internet, care are sloganul "I'm more Romanian than you", care a făcut un interviu acum vreo 2 ani și care mi-a deschis ochii asupra două lucruri pe care tindem să le ignorăm, apropo de ce zicea domnul Șoimaru. Primul dintre ele este că nu ne dăm seama ce important e că noi continuăm, în general, poate nu în marile orașe, să mâncăm mâncare gătită acasă. Iar al doilea care are legătură este că societatea românească se trăiește în continuare, cel puțin în așa zisa Românie profundă, trăiesc în continuare împreună 3 generații, ceea ce este esențial pentru creșterea nepoților. Faptul că nepotul cel mic crește atât împreună cu părinții, cât și împreună cu bunicii, îl modelează cu totul altfel decât dacă el crește într-o instituție sau dacă își vede părinții la sfârșit de săptămână. Sunt scestin că se întâmplă așa și cred că doamna Buzducea ne poate da mai multe detalii despre familiile din mediul rural. Asta, dacă nu cumva părinții sunt plecați. Dacă nu părinții sunt plecați și bunicul sau bunica sunt neputincioși în a le da instrumente pentru lumea modernă. Copiii se cresc singuri, crescanți copii, și voiam și eu să completez apropo de iPhone și iPad și alte nu știu, jocuri și nebunii. Cred că, cel puțin eu, în momentul în care merg în țară și văd familiile de acolo și după aia mă întorc în București și văd familiile de aici și copiii de aici și copiii de acolo, îmi dau seama cât de polarizată este, de fapt, societatea. Trăim în secole diferite. Realmente. Între porteiul de pământ, în care bunica încă învârte o mămăligă pe sobă, povestindu-le copiilor despre cum era mama lor înainte să plece acum 7 ani în Italia, și copilul care are părinții acasă, dar poate că ajunge să îi vadă înainte să le spună noapte bună la ora 10-11 seara, pentru că ei vin de la o companie care îi plătește foarte bine și le fură toată viața. Acestea sunt două extreme între care, din păcate, sunt din ce mai puține familii
echilibrate și care chiar pot să ofere un model. Dar mine personal, ca asistent social, ca om care a fost aproape de familii, cumva asta mă îngrijorează cel mai mult. Faptul că acești copii, practic, au din ce în ce mai puțin modelul de interacțiune normală între mama și tata. Ori lucrează în schimburi, ori unul dintre ei este plecat, ori pleacă cu schimbul în Italia, în Spania, de bine pe unde. Și România are un model foarte ciudat. În jur de 75% dintre părinții care sunt plecați nu sunt tați. Sunt mame. Ce o să însemne asta? Pentru cea care urmează, apar n-am. Dar oricum ar fi, aveți foarte mare dreptate. Generația care vine din urmă, dacă nu încercăm să facem ceva, dacă nu încercăm să oferim niște modele un pic mai normale, va fi total neadaptată. Neadaptată pentru relații sociale normale, pentru a construi familii normale, și neadaptată chiar pentru piața muncii și pentru economie. Fiindcă, așa cum spuneți că se numește artistul, pare rău. Deliric. Deliric. E un domn care umblă cu un cap de purtă și cu om. E foarte popular pentru mine. Îmi pare rău. Degeaba ar copii, un tânăr pe nou. Câți ani are copii? 21. Mulțumesc. Deci, are foarte mare dreptate. Școala nu mai oferă niciun fel de model. Familia este mai mult absentă și ne așteptăm ca ei să ne plătească pensiile mâine. Este o speranță de viață care nu se mai suntem mai sceptici. Vreau să vă întreb, atât pe noastră cât și pe Migna, cum ați reușit să găsiți echilibru între carierele profesionale reușite? Spunem că Migna Măruță a fost redactor și la mai multe ziare importante din România și viața de familie extrem de bogată și probabil și de complicată. Și aș mai vrea să spun ceva, am uitat să spun de la bun început, trebuie să-i mulțumim încă o dată din Migna, căci a venit astăzi de la Cluj și a condus din pricina infrastructurii jamnice un număr impresionat de ore ca să fie alături de noi în seara asta. Sper că n-a fi toată întrebarea. N-am uitat întrebarea, că mi-a dat plumă în fiecare zi. Nu știu dacă am reușit. Copiii mei ar trebui să fie aici să spună dacă am reușit. Dacă am fost un părinte bun, soțul meu ar trebui să fie aici să spună dacă am fost o soție bună. Deci soțul meu. Băi, nu știu, este la serviciul lui, că fiecare dintre noi este serviciul lui. Cred că foarte important este să-ți dorești. Să-ți dorești așa tot sufletul, dar mai ales să găsești un om cu care să poți să împarți vise. Noi suntem asistenți sociale amândoi. A fost un moment foarte interesant în viața noastră, când lucram amândoi cu copii care erau infectați cu HIV și în fiecare săptămână plecau dintre noi copiii pe care îi știam amândoi foarte bine. Și aveam tendința să luăm acasă cu noi poveștile familiilor și copiilor pe care îi știam și pe care îi pierdeam. Și soțul meu, care e mult mai înțelept decât mine, a zis, stop, mai avem copilul nostru de crescut. Noi nu putem să sacrificăm copilul nostru pentru că alți copii nu mai sunt. Lor oricum nu este pe mine. Și acela a fost momentul în care în familia noastră problemele de serviciu au început să rămână la ușă și cred că asta ne-a ajutat pe amândoi să construim o familie. Altfel, poate că am construit doar o carieră. Nu știu. Am să fac și eu o confesiune, că deja intrăm la teritoriile grele. În 2008 eram la prima mea experiență în București, redactor șef la ziarul Cotidianul, Dumnezeu să-l ierte. În martie
2008 se întâmpla povestea, aveam aproape un an de când eram redactor șef și ne-am îmbolnăvit toți cinci. Cred că a fost gripă, că era mai grav decât o simplă viroză, era cu dureri musculare, stat la pat, febră oscilantă. Fetele au avut niște forme mai ușoare, eu am avut forma cea mai grea. Și pe parcursul a circa 7-10 zile am trecut toți prin simptomele respective. Toți colegii de la redacție știau că sunt bolnav. În București avem rude, prieteni și așa mai departe. Nimeni pe parcursul acestui interval n-a sunat să ne întrebe vreți o sticlă cu apă minerală, o portocală, ceva. Și atunci, la sfârșitul acestei experiențe, ne-am întrebat eu și soția mea ce facem noi aici. Vrem să ne creștem copii într-un mediu în care lipsa de solidaritate e un soi de condiție a succesului sau mai bine ne întoarcem acasă și cu riscul de a fi acesta apogeul carierei, creștem copii într-un mediu mai sănătos, unde oamenii încă mai întreabă dacă ai nevoie de ceva. Răspunsul a fost a doua variantă. M-am demisionat și ne-am întors acasă, după care timp de 3 ani am fost freelancer. Deci, la întrebarea ta cum se împacă familia cu cariera, răspunsul meu ar fi renunțând de fiecare dată la funcții sau la bani, în cazul în care simți că familia ta este amenințată. Ce ai spus tu, ar trebui să deschide o altă fereastră de discuție și cred că domnul Mare cea mai vizată aici. Este vorba despre dezrădăcinare. Societatea modernă aduce dezrădăcinare. Oamenii pleacă de acolo unde s-au născut și unde au trăit. Ajung să călătorească prin satul ăsta global din ce în ce mai mic. Sunt din ce în ce mai singuri și se întreabă ce e de făcut. Și eu am anunțat astăzi pe mijloacele astea moderne de comunicare, că de asta stau cu telefonul în mână, că vom avea o discuție despre familie și, deși mă așteptam ca oamenii să fie interesați mai degrabă de ceea ce urmează, de discuția despre bani, am constatat că familia rămâne totuși un subiect extrem de important, de sensibil și de greu. Cum putem trăi dezrădăcinați? Greu de tot. Greu de tot și asta se vede în multe aspecte. Când o să zicem că întrebarea, m-am gândit la o zicere a lui C.S. Lewis, ce vă spun acolo, imaginea, se desfășoară această conferință, care spunea ceva de genul că atunci când îți împlinești un țel pe care ți l-ai dorit și nu te simți satisfăcut, înseamnă că nu acela este lucrul care l-ai dorit cu adevărat. Cred că mai mulți oameni descoperă că, deși au mult succes profesional sau ce privește banii sau posesiune, și nu se vede lucrurile astea. Pentru că oricine crește copii știe că e o întreprindere costisitoare. Deci e nevoie de bani în treaba asta. Deci nu trebuie duse la extreme lucruri. În același timp, sunt foarte mulți oameni care își dau seama că au ce să arate, au un CV bun profesional, dar suferă foarte mult în ce privește viața de familie și mai ales mulți din cei din generația Vicățeilor sau generația Cheia la Gât și amintesc de vremurile frumoase de odinioară, nu doar pentru că idolatrizează trecutul, ci pentru că resimt această lipsă. Și văd această înstrăinare sau aceste schimbări sociologice la noi în moduri foarte interesante. Nu știu câți dintre voi ați avut ocazia să călătoriți spre America de Nord, dar am ajuns la concluzia că nu este niciun zbor transoceanic din Frankfurt, Londra sau Amsterdam care să nu cuprindă ori la dus, ori la venit, o familie de bunici care se ducă să petreacă câteva luni cu nepoții de peste ocean. Eu aș vedea ca un lucru
pozitiv, un lucru pe care unii încearcă să-și păstreze aceste legături. Din păcate, sunt și foarte mulți oameni care simt că viața lor nu mai e în controlul lor. Acum 3 zile discutam cu cineva, am privilegiul de a avea multe conversații private, consiliere, cum ar spune alții, și cineva spunea că, practic, soția era supărată, că omul ăsta, deși iubește și știe că și el o iubește foarte mult pe ea și cele două fetițele lor, și că vine acasă, după 12 ore, se așează pe canapea și nu mai poate sta nimic 2 ore. Și deja era o problemă. Deja îi afectează toată dinamica relațiilor. Și discutând, odată persoana respectivă mi-a zis, pur și simplu mi-e frică. Mi-e frică că dacă nu voi sta la servici, nu voi face lucrurile, mi-e frică că nu o să am bani să plătesc ratele și lucruri de acest fel. Și o poveste, din păcate, clișeu. Sunt foarte mulți oameni din această generație. Și de asta spun că e important că atunci când ne planificăm lucrurile și ne planificăm familia, să ne asigurăm, e o chestie de buget, să ne asigurăm că ne rămâne destul timp și energie pentru a da relații cu soțul, cu soția, cu părinții, cu bunicii și, bineînțeles, cu copiii care au cel mai mult de suferit. Și asta e apropo de străinare. Foarte mulți oameni, părinți din generația noastră, au luat și exemplu generații înainte să ceva pentru copii, plecând de la muncă în străinătate. Dar mulți și-au pierdut copiii, realmente. Și acum au bani, le trimit cadouri scumpe, dar relația dintre cei copii suferă. E un fenomen, poate în București, mai puțin văzut. Dar sunt orașul meu natal, în Roman, jumătate populației orașului a scăzut, pentru că așa de mult sunt plecați la muncă. Și toată zona respectivă. Și, practic, familia trebuie să fie un loc al rezistenței. Din păcate, uneori e primul lucru pe care îl sacrificăm, pentru că considerăm că altfel ne riscăm cariera și nu o să mai avem bani. Și încep vicios. La un dat ajungem să vedem că ceea ce am dorit, de fapt, nu este exact ceea ce ne-am dorit, pentru că realizăm, dar suntem nesupuneți la cât să poți. Aș îndrăzni să completez cu rugăminte pentru domnișoarele din sală care nu sunt măritate, apropo de planificare. Cu riscul de a vă supăra, nu calculați foarte mult până în pânzele albe, după ce vă veți căsători, momentul de a face copii. Mi se pare minima experiența mea și a prietenilor mei este una dintre greșelile cele mai frecvente. Cu cât calculez mai mult, trebuie întâi să fac rost de apartament, trebuie să punem pătuțul cu păturica nu știu care și jucăria suspendată și să fie vopsit în nu știu ce culoare și să avem mașina în garaj și să avem și peluză și amânarea momentului în care se va naște copilul mușcă tot din viața dumneavoastră și cu cât îl veți mai avea repede, mai repede, cu atâta vă veți bucura mai mult și lucrurile astea se descoperă abia în momentul în care îl ai și în care îți spui de ce am stat atâta timp, de ce am pierdut anii ăștia când, de fapt, acel copil nu are nevoie nici de păturica cu norișori, nici de mașina din garaj. Și apropo de plecat în străinătate, îi sunt suficienți cei doi părinți, chiar dacă dorm împreună într-o garsonieră și se iubesc toți 3 sau toți 4 sau câți vor fi, copilul le-e suficient și nu, niciodată nu-ți va reproșa că el n-a avut păturica, pătuțul, zugrăveala, peluza, ci își va aminti mereu că odată am dormit toți 3 în aceeași, pe aceeași saltea, chiar dacă mâncam mai puțin sau mai țin minte când toți 4 am mers și ne-am bucurat de o singură înghețată și așa mai departe. Mă atacă un grup de feministe. Vreau, pot să mai fac o completare? Că renunțăm la familie, la marea slujbe, nu cred că e așa. Nu sunt de acord cu asta. Nimeni nu renunță la familie cu bună știință. Problema este că de fiecare dată avem impresia că ei sunt acolo. Pentru noi. Tot timpul. Și nu ne dăm seama că, de fapt, copiii au așa o fereastră mică de copilărie.
Și sunt momente unice în copilărie în care se pot bucura de un anumit lucru. Și noi de ei. De acel moment, de acea etapă, care trece extraordinar de repede. 21 de ani, nu vine să cred. Mi-e așa de dor de copilul meu mic și sunt așa onoroasă că am avut ocazia să ne jucăm împreună, să creștem împreună și să creștem împreună pe fratele ei care o adoră pur și simplu, pentru că e foarte important să nu avem impresia că cei de acasă sunt acolo forever pentru noi și ne așteaptă să ne terminăm task-urile de la serviciu. Foarte greșit. Bun. Dar vreau să sugerez că oamenii nu sacrifică familia. Ei consideră că fac bine și tot ceea ce fac, fac pentru familie, dar nu-și dau seama că dacă sufocă, dacă nu dau timp, e ca la o floare. Poți să iei cel mai bun pământ, poți să iei orice, dar dacă nu ai și apă pentru floarea respectivă, ea nu va mai face față. Poți să fie cea mai scumpă sămândă, cea mai deosebită florărie. Și asta pot să văd și din munca socială în care sunt implicat la centrul maternal sau la centrul pentru copii. Sunt copii care au venit în condiții groaznice, din aceia care erau bătuți, ținuți înăuntru și aveau foarte puțină mâncare. Dar totuși au amintiri plăcute când ieșeau cu tata după deal cu calul sau când și-au uiteau. Deci, la urma unei, degeaba este ofer material, orice lucru și condiții super, dacă timpul acesta, copiii înfloresc când primesc atenție din partea părinților. Te rog, avei grupul de feministe care te-a atacat. Da, atacat de un grup de feministe care ne îndeamnă să vorbim și despre, intuind, desigur, feminin, că nu s-a vorbit deja, și despre rolurile de gen în familie. Ce fac bărbații? Gătesc, calcă, spală, schimbă scutece? Și cum facem tranziția, că tot vorbim despre modernitate, să mai atenuăm un pic din expresia bărbat de capul familiei și să egalizăm sau să îndreptăm rolurile spre ceea ce se pare că își doresc mai mult tinerele din ziua de azi. Mai multă independență, mai multă implicare din partea soților. Adică se trece de la familia patriarcală la o familie partenerială. Ce părere are? Răspunsul meu este că în mediul urban se trece. În marile orașe, cel puțin, senzația mea este că oamenii normali nu mai judecă în termen de, să zic, bărbații normali cu studii, care sunt echilibrați din punct de vedere psihic, nu mai judecă în funcție de tu speri că ce ai grijă de copil, eu vin acasă și îmi punem berea în față. Cred că lucrurile s-au schimbat în sensul accentului pe dragoste. Am ajuns să mă întreb cum era în societatea patriarhală acest tip de dragoste. Vorbeau între ei despre lucruri sau era o relație pur și simplu de subordonare subînțeleasă? Tu stai acasă, eu mă duc și aduc banii. Eu cred că lucrurile se schimbă, în special în București, care este o cu totul altă țară, cum spune doamna. București este o altă țară, chiar decât orașele mari ale României, pentru că nivelul de trai, salariile în principal sunt de 4-5 ori mai mari decât corespondentele acelorași funcții din orașele mari ale României. Și mă opresc aici. Deci, din punctul meu de vedere, lucrurile se schimbă. Bineînțeles, părerea mea este că în continuare în România e bine că există cei 2 ani de după naștere în care femeia rămâne acasă. Mi se pare absolut tragic exemplul francez, de exemplu, sau soțul. Dar după mine, cei 2 ani petrecut cu mama de către copil, așa sunt esențial. Aici rămân pe zona tradițională. În Franța sunt cele doar 3 luni după care femeia trebuie să se întoarcă. Avem niște prieteni stabiliți în Franța. Mi se pare tragic la 3 luni să-ți trimiți copilul într-o creșă și să-l vezi seara. 3 luni e o vârstă pe care nici nu ne putem imagina cum e copilul care după ce 3 luni zi de zi își vede doar mama și se hrănește din
trupul ei, brusc e rupt și o vede seara. Ce procese psihice inconștiente se produc oare? Aș vrea să mai introduc aici o temă de discuție sau o subsecțiune. Nu crezi că, sau nu credeți că această schimbare de roluri prin faptul că femeia nu trebuie să îndeplinească mult mai multe roluri decât într-o societate patriarhală, de fapt duce la deteriorarea vieții de familie, odată libertatea și independența femeilor obținută în ultima jumătate de secol, și aducem aici și ca argument și mijloacele, apariția mijloacelor contraceptive și așa mai departe. Asta nu duce la un declin în Occident a ideii de familie și până la urmă treptat în, nu știu, într-un viitor mai mult sau mai puțin previzibil, chiar la intrarea pe o, într-o altă emisferă pe care nici nu putem întipui acum? Am auzit la un moment dat o, nu știu dacă am putut să cred, am auzit la un moment dat o afirmație care mi s-a părut extrem de interesantă, și anume că tehnologia a contribuit extraordinar de mult la egalitatea de gen. Și exemplul clasic este mașina de spălat. Și cum mașina de spălat a reușit să contribuie la eliberarea femeii. Mi s-a părut genial. Pentru că, de fapt, nu mai sunt așa de multe lucruri câte erau de făcut în familia patriarhală, datorită tehnologiei, care a avansat extraordinar de mult. Și cred că nu se mai poate vorbi despre aceleași roluri, oricum. Și Pampers-ul. Și Pampers-ul. Extraordinară invenție. Pot să spun din comparație. Da, asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, cred că, de fapt, asistăm la o negociere. În fiecare familie este o negociere a lucrurilor, care simplifică și complică lucrurile în egală măsură. Pentru că fiecare dintre parteneri vine, de fapt, cu modelul lui în cap și dacă nu au capacitatea să comunice foarte bine care sunt așteptările și care este viziunea mea despre soția slash soțul ideal, aici apar cele mai multe ciocniri și cele mai multe probleme. O să fiți surprinși, dar să știți că și în rural se întâmplă același lucru. Eu vă spun din rural pentru că simt că am această experiență și îmi face plăcere să o împărtășesc și este probabil nou pentru foarte mulți din sală. Dar și acolo să știți că în momentul în care numai mama găsește de lucru, fie că e vânzătoare, nu știu unde, sau chiar fi plecat în străinătate, cum spuneam, să lucreze, să îngrijească o bătrână, tatăl este cel care preia funcțiile acestea. Dar foarte important că este iarăși negocierea care se întâmplă. Cred. Ce facem? Păi mai bine surăm și apoi discutăm. Nu? Apropo de ce spunea doamna Buzducea, în viață nu ai ceea ce meriți, ai ceea ce negociezi, spunea cineva. Și cred că asta ține de domeniul larg al comunicării din căsnicie. Parte din implicarea în biserică de lucru cu oamenii și foarte mult cu cuplurile, are de-a face și cu a auzi oamenii când trec în problemele lor maritale. Și pot să vă spun că nu există altcine probleme pe care oamenii trec, care îndurerează mai mult decât atunci când îmi povestesc despre astfel de lucruri. De faptul că nu se simt înțeles, iubit, sau că nu intervine trădarea, înșelarea, lucruri de acest fel. Și cred că jumătate dintre căsnicii e comunicare. Și de asta ne-a dat Dumnezeu două urechi și o gură. Din păcate, nu prea știm să ascultăm. Dar, bineînțeles că dacă oamenii se ascultă, dacă oamenii văd ideea de cuplu și copilul împreună și nu se merge pe ideea că, domnul e o luptă între el și ea, nici perspectiva veche asta cu bărbatul e capul. Eu nu sunt de acord cu ea, mai ales că nu sunt de acord că mulți o zic așa, o dau pe o temă biblică creștină. Da, Biblia vorbește despre asta, vorbește despre bărbat ca fiind capul în sensul de primul slujitor, primul care are responsabilitate, nu ca un fel de șef
care spune atunci ziarul deschide trezorul și ne obde. Asta este o imagine care nu are, are de face cu poate cu mod patriarhal autohton, dar niciun caz cu modelul creștin adevărat. Dar revenind, acum oameni obișnuiți și de la servici, serviciul de muncă profesională, din business, foarte multă competiție, tindul lor să aducă și în viața de cuplu o chestie de felul ăsta. Păi și care e important? De ce să renunț eu? Sau vreau să faci și tu, vreau să faci și tu. Cuplurile înțelepte care au familii bune reușesc să ajungă la o menajare, apropo de Franța, la un mod în care împart toate aceste responsabilități financiare, de grijă. Am un verișor de-al meu care petrec mult împreună și acum e soția lui la al doilea copil și văd, au avut un plan. Până când ea era în primul trimestru de start, am spus, nu schimb eu temporul la copilul mare, de un an jumate, că nu pot, e mai sensibil. În al doilea trimestru schimb eu, în al treia trimestru schimb cu iar câine mai greu mie. E un mod, un exemplu mic al unui principiu mare și anume, cu adevărat, asumarea împreună a tot ceea ce înseamnă viața de căsnicie. Și mai spun un lucru, apropo de treaba asta, nu știu din practică, dar am știut multe cărți și cuplurile l-au testat. Multe femei consideră că atunci când un bărbat spală vasele, ori la mașină, ori manual, este o formă de preludiu sexual. Pe ele le încântă lucrul ăsta. Deci, apropo de bărbați care se consideră... Râdeți, dar vă spun sociologic și unul dintre lucrurile considerate. Deci bărbații trebuie să aibă curajul... Discuția într-o zonă promiscuă. Nu e deloc promiscuă. În căsătorie, lucrul ăsta e... Gata. Eu sunt prea greu pentru că am înțeles. Încheie aici. Tineretul e mai... Da. Aș vrea să trecem la o sesiune de întrebări și de răspunsuri, dar înainte aș vrea să mai spun ceva referitor la ce zicea Mihnea mai devreme, că București este o altă țară. Văd aici în sală foarte mulți tineri, probabil studenți. Sunt convins că unii dintre ei sunt veniți la București din provincie și v-aș îndemna pe toți să faceți din când în când un exercițiu. Să mergeți la sfârșitul unei săptămâni pe peronul Gării de Nord și să vedeți că adeseori singura legătură care mai există între cei plecați în această altă țară și cei de acasă este o geantă cu alimente care se întâmplă uneori să vină. Familia. Dar și asta este puțin. S-au spus aici nume de scriitor, de opere importante, l-ați menționat pe domnul Lewis. Aș vrea să fac un apel la o creație populară și pe nedrept marginalizată, la un baz, la Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și să vă rog pe toți să vă citiți acasă și să-l recitiți. Și să vă gândiți la ceea ce veți citi. Așteptăm întrebări. Mă gândesc că n-am fost în asentimentul probabil că s-a vorbit prea mult despre copii și... Dar vă rog să spuneți și ce, unde lucrați, ca să știm și cui ne-am adresat. Sunteți în căutarea unui loc de muncă? Și nu sunt. Domnul Stoicescu, îți faceți viața cu întrebări? Seara, vreau să ziceți că este numele meu, sunt jurnalist. Te rog. Prietenesc sau prietenos. Bun, eu am un defect jurnalistic care se va vedea foarte tare în întrebare, probabil. Caut tot timpul vinovați. S-a vorbit despre o temă extrem de importantă și rădăcinoasă în domenii foarte personale, dar strângând într-un fel de sumă toate aceste probleme personale, cred că aș cea mai problemă mai mare care e problema sistemică. Într-un fel, personajele poveștilor personale sunt, precum în cel univers, un soi de vinovați fără vină, să zicem. Dar când vorbim de problema sistemică, mă gândesc că există și niște vinovați cu o vină cât se poate de concretă sau cuantificabilă. S-a vorbit, de exemplu, despre familiile din mediul rural care sunt forțate, din diferite motive, să plece în străinătate să lucreze pentru a oferi un trai mai bun copiilor, măcar din punct de vedere financiar. Domnul Măruț a spus
că o familie poate să fie fericită și într-o garsonieră și să-i fie de ajuns. E contrazis de date sociologice extrem de precise. Oamenii aceia din mediul rural au plecat tocmai pentru că nu erau fericiți nu într-o garsonieră. Nu erau fericiți într-o poși de lucru sau într-o casă de lux sau nu aveau ce să pună pe masă copiilor să mănânce. Avem vinovați pentru situația asta? Putem să arătăm pe cineva cu degetul? Suntem noi vinovați? Sunt oamenii aceia vinovați pentru că pleacă să ofere o viață mai bună așa cum o înțeleg ei? Plecând de la niște sume de bani pe care le ai în buzunar și cu care îți cumperi altfel ce ai, sigur. E dus ușor în extrem, de exemplu, dar e o întrebare. E cineva vinovat pentru felul în care stau lucruri? Nu vreau să-ți răspund. Mă auziți așa? Da. Eu vă aud, dar sunt aproape. E foarte greu să faci o diagnoză a acestui fenomen care e așa de complex, e foarte greu și poate mai puțin posibil să găsești un vinovat sau cineva către care să arăți cu degetul. Ar fi cel puțin riscant să facem asta și cu siguranță un demers care nu ajută la nimic. Pentru că la ce ne folosește să găsim un vinovat sau să găsim care e problema sistemică? Cred că mai important este ca noi toți să începem să ne uităm către soluții decât către a face procese de conștiință sau procese de adevăratele la oricui. Timpul care ne-a rămas ca să-i ajutăm pe copiii ăștia e din ce în ce mai scurt. Și deja în intervalul pe care noi l-am petrecut aici, a trecut o oră care în viața unui copil înseamnă mult mai mult decât înseamnă viața noastră. Și aș vrea cu asta să plecăm cu mine. Care sunt soluțiile? Pentru că oamenii pe care îi văd aici în sală sunt oameni care sunt interesați de idei, sunt oameni care sunt interesați să facă ceva, să schimbe ceva. Vor mai mult de la viață. De asta suntem în sală. Vrem mai mult de la viață. Și până la urmă, dacă vrem mai mult pentru noi, trebuie să vrem mai mult pentru toți cei din jurul nostru. Pentru că de asta spuneam, că m-am îndrăgostit de filozofia World Vision. A crește un copil frumos, a-l ajuta să se dezvolte, echilibrat, înseamnă a ajuta întreaga comunitate. De asta înseamnă a-i face pe oameni să se ajute ei pe înșiși. Și de a contribui la acea parte. Cine sunt oamenii? Noi. Noi suntem oameni. Aș vrea să rog și pe studenții și liceenii, sper prezenți aici, să pun întrebări. Domnul Stăciuscu deja e cam bătrân pentru jocul ăsta. Am vrut doar să dăm un imbol. Așteptăm întrebări. Domnul Șimor, dacă aveți un complet. Vreau să spun că Adi a văzut în fața lui că nu-i mulțumit. Adică se numește parțial. Nu există un glos de argint care rezolvă toată problema asta. Dar cu siguranță, din toate resursele pe care noi ca oameni le avem, timpul este limitat. N-avem decât 24 de ore într-o zi. Revin această idee că prea mult noi ca societate am considerat că succesul are de face cu ce obții financiar sau material. E nevoie de bani. E nevoie de mașini, de case. Însă, spuneați că oamenii care sunt în străinătate și fac o casă. Dacă a fost încă una certeze, undeva în Maramureș. Toată comuna au niște blocuri. Deci, case au devenit blocuri. Dar majoritatea oamenilor stau într-o, cum se spunea, în fosta bucătărie de vară. În iarna nu încălzesc mai deloc în foarte multe cazuri. S-a și în Moldova, sunt sate. Nu ștemnit. Pentru că e vreo de competiție, pentru că e mod în care oamenii își caută valoarea prin astfel de lucru. Când eram student, am găsit această vorbă spusă că într-o sută de ani nu o să mai conteze ce mașină am condus, ce cont în bancă aveam, dar poate lumea o să fie importantă, poate lumea o să fie diferită din cauza influenței mele în viața unui copil. Tatăl meu nu a lăsat o avere financiară mare, relativ mică. Dar mi-a lăsat o moștenire culturală, un mod de implicare cu oameni, un mod în care m-a învățat să citesc de mic, mi-a pus cărțile în mână, care o consider că dacă am lăsat 10 milioane de euro, nu aș fi dat-o la schimb. Deci, cu alte cuvinte, dacă ar fi un lucru care ar putea schimba și timpul și atenția care o dăm, este ideea de succes și
ce înseamnă o nouă împlinire. Eu doar o posibilă, un posibil răspuns. Completez și eu aici, înainte de a da microfonul în sală, nu-mi place să fac referire la autor și la citate, dar de data asta am avut nevoie referitor la ce tocmai ați spus. Un scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, John Steinbeck, se sita încă din 1962 că oamenii noi, oamenii moderni, nemai având nimic pe dinăuntru, au o singură oglindă în care își pot măsura succesul și acea oglindă este consumul. Ar trebui să medităm și la lucrul acesta și cred eu, probabil și influențat de țara comunistă din care tocmai vin, să-l schimbăm pe cât posibil. Haideți cu întrebări, că veți primi cărți dacă veți spune întrebări. Pe degeaba. Ce școală a absolvit de lirici? Ce școală a absolvit de lirici? Nu știu, domnul Stoicescu a menținut legătura cu lirici. Școala vieții. Este n-am această informație, dar putem să o verificăm foarte rapid. O să dau un search for Google, ne-aș vrea și tehnologia asta. Subsamează școala, dar nu am spus ce a absolvit. Uite că nu și profesorii și sistemul de educație. Dar e dreptul lui. După ce am văzut la școală. Chiar și înainte. Bine, absolut, generalizarea de felul ăsta nu mă ajută. Apropo de părinți de matematică, pentru mine, profesora mea de matematică din școala generală, deși am avut zeci de profesori la viața mea, chiar sute, a rămas modelul și persoana care mi-a învățat cel mai mult. Într-o vreme destul de dificilă. Deci sunt oameni și oameni, dar e clar că nici școala nu mai e ce a fost. Profesor, mă numesc la o sechelă și în sechelă de oameni în care lucrez în IT. Ai o bunăstare. Jurnaliști freelance, sunt fel de șomeri, simțim imediat potențialul financiar al IT-ului. Conduceți lumea. Nu trebuie să ai intimidat, pune întrebarea. De fapt, sunt mai multe chestii. Ați spus la un moment dat ceva legat de comunitate și de partea asta că se rupe. Sincer, nu știu exact cât de mult, mai ales că am crescut în București, mai puțin la bunici prin provincie, nici am citit destul de romanul românesc, care chiar a dat problemele acestea, dar, de exemplu, am un frate care e foarte pasionat de istorie și mai ales partea asta și tot ce am discutat pe el, mi se pare că am apucat să ne cristalizăm ca națiune vis-a-vis de comunism și că ne-am lovit în cel mai trebuie să moment posibil pentru noi legat de ideea asta de comunitate, cum de fapt se rupe foarte mult. Occident este foarte grav, deci americanist și Europa de vest sunt mai rău decât noi. La fel, o altă chestie legată de bani. Mi se pare că lipsește tragic și numai la noi, poate în alte locuri. Ați zis că sunt foarte mulți oameni care lucrează 12 ore pe zi, de frică că nu se aibă bani să plătească. Ce-ar fi? Majoritatea personalităților din domeniul financiar spun că lipsește desăvârșire și tind să le dau dreptate pe niciun alt așa o educație financiară. Că sunt niște principii fundamentale foarte simple care îți permit să trăiești cu, de fapt, mult mai puțin bani. Poate asta ar fi o soluție pentru chestia asta. Și o altă chestie interesantă, legat tot de rotura în familie și partea asta, nu știu, legat de grupul de feministe, care este părerea voastră? De exemplu, personal sunt de părere că, pe de-o parte, că într-un parteneriat în familie, între bărbați și femeie, dar în același timp consider că suntem, să zicem, două jumătăți diferite de aceleași întrebări. Și că nu trebuie să facem amândoi același lucru, că n-are sens. Și ceea ce mi se pare foarte, foarte trist este, la o părere personală, legat de curentul feminist extrem, care se pare, de fapt, iau un aport de la un socialist în drumul stilul de comunism, care susține și împinge forma asta extremă, cu o femeie nu se împlinește dacă nu are carieră. Și cu o femeie care este doar, să zicem, mamă, casnică, crește, ține un cămin, este mai puțin decât o femeie care are carieră. Am pus mai multe întrebări și comentarii, dar primește doar o carte. Replică, da, un contraexemplu apropo de bani, cel pe care știu cel mai bine din zona noastră a jurnalismului. Ce să facă un om
să luăm un cel mai bun exponent, un reporter bun, care în anul 2008 are o familie și un copil mic și totul înflorește în România și el își ia un credit. Își ia un credit, să zicem, să-și ia un apartament în Chitila sau în Militar. Deci ceva, oricum, dincolo, mult mai jos decât visurile lui, dar pentru 25-30 de ani, să zicem că încă nu-și dă seama cât îi va fi de greu. Vine criza, omul îi se înjumătățește salariul, ajunge în 2012, nu și-l mai ia deloc cu lunile, nu mai poate să se deplaseze la redacție din cauza că nu și l-a luat de 3 luni, să zicem, nu mai are bani să pună pe masă, deși el cunoaște o meserie liberală, respectată în alte țări. Ce face? Creditul trebuie să și-l plătească în continuare. Sau chiria, dacă e venit din altă... Și ajunge în fața unei dileme etice. Rămân într-un loc unde nu-mi iau salariu, dar pot să-mi fac meseria, sau mă duc într-un loc unde voi mânca cu polonicul o anumită substanță, dar măcar mi se va da salariu și pot să-mi plătesc chiria și să-mi cresc copilul. Deci lucrurile sunt foarte delicate. După ce îți asumi o răspundere de a plăti, să zicem, un credit pe 35 de ani, sau după ce îți iei o minimă garsonieră, lucruri care altundeva... Sau mai am un exemplu mai trist pentru România. Există un om, nu o să-i cunosc numele, pe care noi ăștia îl considerăm poate cel mai bun scriitor de presă din România, care la modul propriu a ajuns să nu mai aibă cum să trăiască, să își plătească rata la apartamentul situat dincolo de pancarta din București și să nu-i poată oferi nimic copilului lui. Într-o țară cât de cât normală, alta decât România, un om a ajuns la 45-50 de ani, care este în primii 10 din meseria lui, își permite măcar căsuța aia cu peluză din filmele americane. Poate nu o excursie în jurul lumii sau un cont moștenire copiilor, dar lucruri de bun simț. Ce face acest om? Și cred că e valabil și în alte domenii unde lucrurile s-au prăbușit în ultimii ani și avem de ales între a rămâne noi înșine sau a face frumos în fața tipului de șef din România, tipului majoritar de șef din România. Avem o tânără în tricou verde care a Cred că e vorba de mine, Modelina o să mă numesc. Sunt o pasionată a educației și încerc tot ce fac să fac spre educație, la sprijinirea educației. Mulțumesc frumos, am emoții cu microfonul în mână. Văd că și știu că următoarea sesiune este despre bani și văd că tinde acest subiect al valorilor să meargă către bani. Aș vrea să vă prim un pic aici și să vorbim despre valori. N-aș vrea să răspund întrebărilor dumneavoastră, ci aș vrea să pun o întrebare. Dacă este necesar să avem o instituție pentru părinți, o instituție care să formeze aceste valori și să le sădească în sufletele părinților, care ei doresc cu tot binele din lume să-l facă copiilor lor, întâmplător lucrez pentru o fundație care oferă sprijin copiilor de etnie romă în a-și finaliza liceul. Și m-am întâlnit săptămâna trecută cu o mămică care a zis că 3 luni de zile merge și lucrează în altă țară tocmai pentru a-l oferi tot copiilor lor, pentru că este sufletul lor, pentru că orice și-ar dea și viața pentru copiii respectiv. Ideea e că, ok, dragostea noastră, putem să o cuantificăm, putem să o punem în pătrățele, în cubulețe, în sertărașe, că din ce remarc eu nu am copii, îmi cer scuze că nu am bifat distanța la acest capitol, mai stau un pic, dar din ce remarc eu, lumea tinde să-și dea copiii la școală și să aștepte să iasă ca un dulăpior. Deci iese, intră în noptieră și să iasă un dulăpior. Adică îl dau ca să fie doctor, îl dau ca să fie avocat. Cam așa ceva. Este ceva, o piesă standard, un stas. Oare dragostea n-ar trebui să modeleze aceste noptiere, să devină un mobilier haute couture, o chestie futuristă, care să își dorească și să aibă curajul de a face altceva? Eu spun și din perspectiva unei persoane care a terminat facultăți pe domeniul real și m-am îndreptat la master pe domeniul uman. Toată lumea a zis că am luat o razna și că nu sunt sănătoasă la masardă. Însă, dragostea pentru educație, bine, în paralel am înființat și asociație cu care facem proiecte pentru copii, dar în provincie, nu în București.
dragostea pentru educație m-a determinat să am curajul să spun nu, IT-ul nu este pentru mine, nu, nu vreau să stau 8 ore în fața unui calculator, nu, nu vreau să fiu contabilă, cam așa. Și întrebarea era dacă există, că de acolo am și pornit, o instituție prin care să dim aceste valori la nivelul sufletelor părinților, asta e întrebarea, și mai am o sugestie pentru că am văzut că este domnișoara aici pregătită cu cărțile, pentru că sistemul și comunitatea în care trăim, eu fiind ONG-istă, îmi doresc să facem sharing și să oferim cât mai multe și să nu încurajăm individualismul. Am putea dona cărțile pe care le câștigăm pentru că ne implicăm în conferință, să le dorăm unei comunități de care se ocupă World Vision sau orice altă instituție sau fundație? După ce le citesc, sigur. Aș prefera înainte ca să se bucure din lucru nou. Ok. Avem o campanie, acum foarte de curând s-a încheiat, se numește Cu o carte schimb de o viață. Și este o campanie care asta a făcut. A adunat cărți pe care le-am donat, cu care am dotat bibliotecile din mediul rural. Perfect. Și eu îmi doresc să aduc încă o, ca tot am primit o cărămită la baza acestei campanii. Mulțumesc frumos și cred că și microfonul poate mai dorește cineva să vorbească. Cine mai aproape? Mulțumesc. Bună seara. Laura Ciucoi mă numesc, sunt psiholog, psihoterapeut. Și am ascultat cu atenție ce s-a discutat aici. Consider că e foarte important ca părinții, familia, ca fiecare dintre noi să fie responsabil de propria persoană. Domnul Șoimaru a întrebat cine se face vinovat pentru... Eu am încercat să răspund, dar e ok. Scuze. Că avem barba, întrebarea a fost pe cine putem să tragem la răspundere sau cine se face vinovat de lucrurile astea, de... Eu consider că e vorba de o criză de nivel spiritual. Sistemul de valori este inversat sau nu știu, nu mai există, nu știu, s-a produs o schimbare majoră. Și cred că lucrurile ar putea fi văzute din altă perspectivă, din cea a responsabilizării persoanelor. Întotdeauna mă refer ca specialist psihoterapeut. Schimbarea începe din interior. Nu pot să aștept rezultate schimbând lucrurile în jurul meu dacă eu nu schimb viziunea și atitudinea față de o anumită situație. Și până la urmă, nu ceea ce ți se întâmplă e important, ci felul în care reacționezi la acea situație, atitudinea ta față de situația respectivă, față de o anumită persoană. Deci, cred că e foarte important ca fiecare dintre noi să lucreze cu sine și, nu știu, mă gândesc, apropo de ceea ce a zis domnișoara, dacă ar putea exista o instituție care să... nu știu, să furnizeze niște programe sau să lucreze în sensul acesta de educație a părinților. Pentru că din practica privată sunt părinți care nu pot să-și asume rolul de părinte. În unele situații au avut o copilărie în care absența părinților și-a pus amprenta asupra lor și așa cum ziceați dumneavoastră și acum părinții încearcă să compenseze lipsa de afectivitate și a timpului petrecut cu copilul prin lucruri pe care le cumpără. Și dumneavoastră ați menționat mai devreme că n-am reținut numele, acest scriitor laureat al premiului Nobel a afirmat că valoarea, oglindirea se face... Nu, succesul, oamenii nu mai au decât o singură oglindă care și... Să-și măsoare valoarea și... Societatea obligă la așa ceva. Aici cred că e vorba de un întreg sistem și până la urmă, exact, fiecare decide ce își dorește, ce consideră că e important pentru el. Și dumneavoastră, domnul Măruță, ați menționat la început de referitor la generațiile care s-au sacrificat, generația de învingători care produce generații de învinși. Cred că frustrările își au rolul lor și un copil căruia îi se oferă absolut tot nu va ști cum să fie pregătit, cum să primească
situații neprevăzute noi cu care nu a fost, cu care nu s-a familiarizat, cu care nu le-a experimentat. Deci frustrarea are rolul ei. Astea erau niște completări din punct de vedere psihologic. Mulțumesc! Bună seara, Cornel Borgus mă numesc, sunt directorul o firmă de telecomunicații, nu aici, la telecomunicații, în aceeași zonă de comunicare din București și vicepreședinte la o asociație de familie. Cumva, deci lucrez în domeniu. Noi, ca asociație de familie, totuși, un lucru interesant, am plecat de acum 6 ani, tocmai de la ideea, suntem la vârsta domnului Măruță, 44-45, la care ne preocupă întrebarea ce lăsăm în urmă, totuși. Suntem, după care, cariera și lasă niște amprente vizibile sau chiar și la culoare de păr și în alte părți. Problema se pune ce lăsăm copiilor, ce facem pentru ei. Ajungem la acea întrebare, mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Măruță. Cumva e o vina noastră ca părinți pentru copiii care cresc și, cum a spus Emu Crăciun la început, vorbim despre alternative, valori, modele. Plec de la Vladimir Ghica, e o valoare a României contemporane, martir al credinței, murit în închisoarea comunistă și la urmează a fi beatificat pe 31 august, e o valoare a României. El spunea la un dat, în una din conferințele care le-a făcut tot în București, prin anii 1952, spunea că dacă vrem să schimbăm societatea românească, trebuie să lucrăm cu familia. Și atunci, tema asta, și felicit organizatorii acestei conferințe, este într-adevăr o temă de mare actualitate, de mare importanță pentru noi ca oameni, în primul rând, dincolo de faptul că suntem români sau nu. Iar dacă vorbim despre ce spunea doamna Zuzmicea, soluții, vorbim despre idei, ce vrem să facem. Noi, ca asociații de familie, am uitat, de exemplu, ca la medici. Înainte de a face o reparație, de a da o rețetă, face întâi o radiografie, face o analiză a familiei. În România nu există o analiză a familiei. Ce este, cum este, care sunt problemele familiei. Români, nu vorbim, la nivel mondial sunt. În America există în fiecare an să facă un raport al familiei. În România mai puțin. Totuși, noi ca asociații pot să vă spun doar două lucruri la care am plecat și după aia cunoștem întrebarea. Am constatat că familia în România este măcinată de probleme ale părinților. Până la urmă, toate celelalte sunt consecințe ale faptului că părinții nu au timp să petreacă între ei și automat cu copii. Și două boli, maladii mari în România sunt alcoolismul, sunt peste 2 milioane de români cu certificat, deci 10%, și depresie. 3 milioane de români cu depresie, 15%, care atacă familia, atacă cei doi care construiesc armonia familiei. Și aici vine o întrebare la dumneavoastră, toți cei patru care sunteți în față. Cum vedeți posibil o educație a adulților pentru familie? N-aș pune întrebarea neapărat la tine. E important ca întâi să educăm adulții care sunt familiști să-și mențină familie și să aibă acea armonie. Dacă avem nevoie de modele, putem căuta modele în alte părți. Modele trebuie să fie lângă noi. Asta e prima întrebare. Cum putem ajuta ca să existe o educație continuă a adulților pentru sprijinirea familiei, pe de o parte. Și a doua întrebare. Să facem un sistem invers în care noi, ca părinți, să învățăm de la copii. De exemplu, eu am învățat foarte mult de la copilul meu, că la 3 ani, mergând chiar pe în apropiere, la roman, nu plângea. L-am luat în încărcă, l-am luat nimic, nu se oprea deloc. Mergând pe stradă, venea să-i dau o palmă la fel, că așa am fost învățat de acasă. Dă-i mai de una, că așa se cresc copiii, nu? Mergea pe principiu că niciodată, iar nu, înainte de căsătorie, nu o să-l bat niciodată, să nu-l bați. Acum, văzând că plânge și lumea se uită la noi, i-am dat una la fund. Nimic. El și mai tare ciunță. O dată, de două ori. După aia am dat seama că, de fapt, eu sunt neputincios. Copilul era puternic. El îmi transmitea faptul că el face ce vrea și că eu sunt ăla neputincios. Și am învățat de la el, în felul ăsta. După aia am apucat să citesc din cele 5 limbaje de iubire ale copilului. O carte în care am dat seama că trebuie să răspundem la niște nevoi altfel. Și atunci, vă pun întrebarea, a doua întrebare. Credeți că ar putea să
construim un sistem în care noi, ca părinți, învățăm de la copii pentru a fi mai buni familiști. Am o precizare de ordin tehnic. Trebuie să intre în conferință și colegii care vor discuta despre bani, așa că o să reducem la minim răspunsurile, dar insistăm să luăm și întrebări de la tinerii studenți. Cerem găduința să mai stăm 10 minute peste programul prestabilit, pentru că am început cu 10 minute mai târziu și să fie fer. O să fiu scurt. Cred că soluția este, și s-ar putea să vă mire, în spațiul public românesc se vorbește foarte puțin despre dragoste. Deci dacă am începe să vorbim, ceea ce e un soi de utopie, dar ne-ați întrebat pe noi cei de aici, cum vedem? Părerea mea e următoarea. Dacă în spațiul public și în mass media de la noi s-ar vorbi despre dragoste, lucrurile începe să se schimbe. Ce înseamnă să vorbim despre dragoste? Dacă întrebați, mi-aș dori să facem la sfârșit un soi de sondaj, oprim pe toată lumea la ușă și întrebăm ce 5 condiții principale credeți că trebuie îndeplinite pentru ca o relație să funcționeze într-o familie armonioasă, pentru ca doi oameni la 20 ceva, 30 de ani care se căsătoresc să rămână împreună, cum se zice, până la atâși bătrâneți. Nu, mulți, nu, sigur, aș băga mâna în foc, nu v-ați gândit la asta. Și mai e un exercițiu pe care mi-aș dori și vă îndemn să-l faceți. Uitați-vă împrejurul la familiile pe care le cunoașteți și dacă se poate, nu la cei căsătoriți de câțiva ani, ci la cei care au minim 10, 15, 20 de ani și încercați să descoperiți singuri de ce au rămas împreună dacă relația lor funcționează. Deci nu dacă sunt familii rămase pe criterii de compromis sau pentru ca să nu sufere copiii, ci dacă în continuare vedeți că se iubesc, se doresc, le place să pună mâna unul pe celălalt și există în continuare elementul esențial care se numește atracție. Deci dacă vorbim despre asta, dacă am încercat să vorbim și să încercăm să aflăm cum funcționează o relație, și acum n-am avea timp, dar ne-am putea desfășura, cum funcționează, ce căsuțe trebuie bifate ca să meargă lucrurile pe 20, 30, 40 de ani și să se vorbească la televizor, de exemplu, despre lucrurile astea. Cred că mulți dintre tinerii noștri, deja am ajuns și eu să vorbesc așa, descoperi lucruri pe care le află din niște discuții complet particulare și superficiale de la bere. Și mai am o rețetă și cu asta închei, să se dea mult mai multe comedii romantice la televizor. Da, eu cred că avem foarte multe de învățat de la copii, să știți. Nouă copiii au fost primii care ne-au zis că cea mai mare problemă pe care eu o văd este violența. Asta au zis. Și cea de-a doua este alcoolism. Deci copiii văd să ne păcălim dacă ne imaginăm că ei sunt mici și inocenți și că nu sunt influențați de indiferent ce facem noi. Ne învățăm singur cu apă rece. Categoric ar trebui să învățăm de la copii, categoric însă ar trebui să învățăm responsabilitatea și până la urmă discernământul de a alege între da și nu. Pentru că am auzit la un moment dat o teorie care mi s-a părut foarte interesantă, dacă până la un punct ne strângea de gând faptul că nu aveam voie să spunem lucruri din cauza comunismului și din cauza că era cenzură. Exact, mulțumesc, cenzură. Din cauza cenzurii, acum cenzura este politic incorrect. Deci atunci când lucrurile nu sunt de valoare, ar trebui să ne recăpătăm coloana vertebrală de a spune acest lucru este un gunoi și să-l recunoaștem ca atare, ca un gunoi. Tinerii așteptă întrebări. Pleiadele. Mă tem că nu mai avem decât 10 minute, am să vă rog să fiți liniștiți.
Cristina Stan, proiect educativă. Eu aș muta puțin discuția așa rapid la momentul întemeierii unei familii. Tot mai mulți tineri din generația mea formează familie în momentul în care apare deja copilul. Există acest concept de frică, teamă de întemeierea unei familii. Unde ar trebui să lucrăm? În educație, la nivel de familie sau pur și simplu la nivel de societate, media, astfel încât să apară, să reapară dorința aceea de a întemeia o familie. N-ar fi să răspund eu primul. Are legătură și cu întrebarea de apropo de educație și de omul ceea ce dorești în viață. Percepția mea este că foarte mult timp de masă să trăim într-o lume așa, care lucrurile pe nemestecate, nu procesăm, nu gândim. Și scopul acestei conferințe, ideea de minți deschise, să procesăm, să ne gândim la ceea ce vrem. Eu înțeleg foarte bine într-o lume în care jumătate din căsnicii, din alea încheiate la biserică sau la strada civilă, se destramă în divorț, e normal că oamenii devin mai aprehensivi, mai temători, mai precauți. Pe de altă parte, tot statisticile ne arată că peste 60%, 60-70% din cuplurile care trăiesc împreună înainte de căsătorie, au șansă cu atât mai mult să divorțeze. Deci exact lucru, e un cerc vicios în care nu-și dau seama că intră. Ei spun, nu mâncă, spresc încă, pentru că mi-e frică că nu o să meargă, dar prin faptul că își dezvoltă un astfel de comportament în care dragostea mai degrabă este o chestiune de confort și nu o decizie, ajung ca exact ceea ce nu-și doresc, de fapt, acel lucru să se împlinească. Și dacă oamenii ar gândi mai mult, și asta e și scopul, să ne punem să gândim, omul că trăiește în față, inclusiv la copii, un părinte bun ascultă, inclusiv pe copil, atunci lucrurile ar putea să fie altfel. Dar totuși să spună cineva care se consumă. Deși eu nu cred asta. Am 23 de ani și sunt parte din generația aia de copii născută la 89, aia despre care toată lumea vorbește, toată lumea acuză, toată lumea laudă. Eu scriu și, mă rog, asta am și făcut la facultate, despre advertising și despre marketing. Și dacă e un lucru pe care l-am învățat din chestia asta, e că nu prea trebuie să ai încredere în studiile alea care întreabă 500.000 de oameni și apoi ies cu o mega banalitate. Așa că vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți în două cuvinte foarte simple. Pentru că eu încerc să mă înțeleg pe mine și pe colegii mei de generație, ăștia din 89, despre ăștia născuți în 89, care nu știu cum a fost, s-au născut în huzur și nici nu știu ce vor să facă și acum mai sunt și responsabili de pensii. Cum să cuplez cele două răspunsuri, că e același lucru. De fapt, soluția, după părerea mea, e să educăm tinerii bărbați. Adică eu nu mă îndoiesc absolut deloc de dorința venind milenară a femeii de a-și dori să se îmbrăce într-o rochie de mireasă. Deci aici nu avem absolut nicio problemă. Problema e la băieți, care de 20 de ani încoace își prelungesc adolescența și
Știți cum se zice, apropo de studii, că anii 20 sunt noi ani sau invers. Anii 30, până la 30-35 de ani, mai ales dacă intrăm în sistem de ăsta cu burse, doc, post-doc, ne ducem și rămânem adolescenți perpetui și hipster și trăim într-o garsonieră și ne întâlnim seara la bere, dar nu ne mai asumăm nicio responsabilitate. Deci dacă am începe să le spunem băieților, nedeveniți bărbați încă, faptul că e mult mai bine să fii însurat, că e de fapt mult mai frumos să fii împreună cu femeia cu care oricum stai de 10 ani împreună, nu înțeleg de ce nu te însori, pentru că nu va apărea o alta mult mai bună din moment ce ai verificat deja că asta e mare iubirea vieții tale, lucrurile ar fi mult mai simplu. Această notă extrem de optimistă, pentru că publicul e covârșitor pe nimic, propun să luăm o scurtă pauză și să revenim apoi într-o discuție despre bani pe care oricum ne avem.